Și iată, am tot văzut anumite poze sau filmări unde albina se comportă exact cum vedeți în această filmare. Și mulți nu știu ce face această albină aici. Ce face această albină oare? Această familie de albine are instinctul de curățire mult mai dezvoltat ca alte familii de albine. Nu suportă nici măcar vopseaua care e aici în zona respectivă. Au ros-o, au curățat vopseaua de pe anumite zone ale stupului. Deci această albină, cam asta face, curăță în continuu, să fie lună, deci nu suportă nici praf, nimic. Această familie are un instinct de curățire mult superior față de alte familii și sunt în general destul de rare. Probabil la o stupină mare veți observa 1-2 familii sau 3 maxim cu așa comportament de acest gen. Iată ce frumos, o armată de albine curăță în continuu, lustruiesc acea zonă pe care se află. Și pe urdiniș, și pe peretele stupului, el asta face de dimineață până seara. E o armată de albine trimisă la curățit. La curățenie. Bine, cam atâta despre instinctul de curățenie a albinei. Numai bine.